Pacienții infectați cu SARS-CoV-2 din județele Timiș și Arad, aflați în stare critică, dar care nu au loc în secția de terapie intensivă, sunt printre cei eligibili să ajungă peste hotare. Operațiunea de transfer a început săptămâna trecută cu un eveniment tragic. Una dintre pacientele care a plecat spre Ungaria nu a rezistat pe drum și a murit. Până duminică, un singur pacient de la Timișoara a ajuns peste graniță. În schimb, 5 pacienți intubați de la București au fost trimiși cu aeronave Spartan pe aeroportul timișorean, de unde au fost preluați de echipaje SMURT și transferați la Seged. De la Arad, 7 pacienți non-critici, dar aflați pe oxigen cu flux înalt, au ajuns pe mâinile medicilor maghiari. Primii au ajuns la Seged vineri seara. În urmă cu doar câteva minute au sosit aici, în curtea spitalului de la Seged, 2 autospeciale de la SMURD. Acestea au transferat de la Arad 3 pacienți în vârstă de 30, 61 și respectiv 68 de ani. Au fost imediat preluați de medici și internați pe secția de preterapie. Numărul celor care au nevoie de un loc la terapie intensivă este în continuare mare, iar medicii români sunt nevoiți să facă evaluarea la sânge a pacienților și să negocieze ore în șir cu medicii din Ungaria pentru a stabili care dintre bolnavi trebuie trimiși. La Seged, medicii maghiari au pus la dispoziția românilor 50 de locuri de preterapie și 10 locuri de ATI. Tot acolo este încă de joi un medic român de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Timișoara.